cu vorba de două guverne, oamenii din Cumpăna care au casele pe malul canalului sunt într-o situație extrem de delicată. Doamnelor, domnilor, sunt Roxana Cioacă și astăzi vă propun spre dezbatere situația dramatică de la Cumpăna. Malul de pământ plecat în 2019 continuă să se surpe, iar lunile februarie-martie însoțite de zăpezi, dezgheți și precipitații ar putea fi fatale pentru cele 27 de case aflate la buza prăpastiei. Despre toate acestea, dar și multe alte subiecte dezbatem alături de primarul localității Mariana Găju. Bun găsit doamna Găju. Mulțumim că v-ați făcut timp și ați venit în platoul Echidistant. Era firesc să venim având ca și punct pe uh, ordinea de dezbatere această problemă uh, gravă cu care se confruntă administrația publică locală Cumpăna alături de locuitorii comunei Cumpăna și dumneavoastră a specificat aici un număr de 27 de case, având în vedere rândul 2 3 al locuințelor față de cele 8 primele care au fost linie. în prima linie, mm -hmm. care au fost evacuate încă din anul 2019 în august 2019, după ce la 1 mai 2019 prima falie de pământ uh, s-a uh, surpat, surpat. Uh, și a spus bine dumneavoastră că de-a lungul acelor două guverne putem spune că ne aflăm uh, chiar cel de-al treilea guvern în care uh, încercăm să avem toată sursa necesară consolidării malului stâng, ne referim la sursa financiară uh, care a pornit în primă etapă în anul 2019 de la 5 milioane de lei, uh, apoi 25 de milioane de lei în anul 2020, uh, și în noiembrie 2020, prin hotărâre de guvern, au fost aprobați uh, 90 de milioane de lei pentru execuția, continuarea și executarea acestor lucrări. Numai că Vedeți, dumneavoastră, acum ne-am împodmolit de acea birocrație care înseamnă respectarea legislației, aprobarea bugetului național de venituri și cheltuieli, după care alocarea filei de buget de către Ministerul Transporturilor către Administrația Căilor Navigabile, ACN, cel care este uh, uh, răspunzător de destinele acestui mal. De fapt, de ambele maluri ale canalului Dunăre-Marea Neagră. Spunem că acn este, în schimb, în subordinea Ministerului Transporturilor, care este la curent cu această necesitate, pentru că nu am lăsat, n-a săptămână în care să nu merg și să nu reamintesc urgența acestor lucrări de executat. Știu că dumneavoastră țineți o strânsă legătură cu oamenii care sunt afectați în primă fază de acest mal care s-a surpat. Ei ce spun? Cum, păi, cum vă imaginați afectați? că dacă n-am mai ține nici legătura, nici acest dialog cu oamenii, ce s-ar întâmpla? Păi, zilele trecute, mai precis săptămâna trecută, joi. Erau disperați când au văzut că se ridică niște utilaje de pe malul stâng al canalului, acolo unde la baza canalului s-au ridicat cei 282 de piloți, care să nu mai permită pământului să cadă în albia canalului Dunăre Marea Neagră. Și automat uh, am uh, luat, uh, spunem noi, atitudine că altceva nu putem să facem decât să informăm, să întrebăm. Nu am reușit să vorbesc personal cu domnul director general al ACN-ului, însă l-am înștiințat și pe lui întrebându-l uh, ce se întâmplă la uh, acel nivel, uh, bineînțeles că și instituția prefectului și Consiliul Județean, pentru că amândouă uh, au uh, răspundere în acest uh, sens. Uh, pentru având în vedere Consiliul Județean, este cel care răspunde de tot teritoriul județului Constanța și mai mult decât atât este cel care am adresat solicitarea de sprijin financiar uh, pentru realizarea unei um, expertize tehnice și pe teritoriul Comunei Cumpăna. Până în acest moment, expertizele tehnice au fost realizate uh, la uh, comanda emisă de către ACN doar pe uh, perimetrul care aparține ACN-ului, acesta având competență în acest domeniu. Uh, și atunci am încercat să îi liniștim pe locuitorii care sunt într-adevăr alertați de ce se întâmplă cu casele dumnealor, spunând că aceste lucrări vor continua. Aceste lucrări vor continua începând cu data în care fila de buget va fi înaintată de la Ministerul Transporturilor până, în, până, la, Ministerul, până la ACN. Aceasta însă, din păcate, nu va fi decât în luna aprilie și nu știm cu precizie care dată din în luna aprilie este permisă această execuție de lucrări. Însă, ce trebuie să vă spun este aspectul că am solicitat ca aceste lucrări care să urmeze, urmează să fie continuate, să nu fi, urmeze procedura de scoatere la licitație încă o dată, procedură care știm că poate să dureze mai bine de șase luni de zile, ci având um, efectul de calamitate prăbușirea malului stâng al canalului ele să poată să fie executate în regim de urgență așa cum prevăd um, dacă vreți și cum subliniază articolele de lege Acolo ele să poată să fie uh, continuate prin acte adiționale a contractelor care sunt deja încheiate și să nu mai pierdem timpul pentru că vremea vedeți că nu este prietenă cu noi în sensul în care oricând se poate probuși o altă bucată din drumul care a mai rămas mai sunt 5,7 metri de la uh, buza prăpastiei până la limita proprietății, gardul locuitorilor Comunei Cumpăna și tu nu te poți, tu nu te poți juca cu această situație. Ce trebuie să vă spun este că am primit nu doar încurajare din partea domnului prefect, al președintelui Consiliului Județean, ci concret interesul l-a demonstrat prin adresele pe care și dumnealor le-au făcut către minister, către Ministerul Transporturilor, către Ministerul Dezvoltării, acolo unde noi, administrație publică, ne-am adresat. De ce Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației? Pentru că noi, administrația, aparținem de acest minister și în cadrul ședințelor de guvern să susțină necesitatea alocării fondurilor pentru a putea să se treacă de limita plus 46, cum prezintă proiectul tehnic, această limită fiind acum doar la plus 34, ceea ce nu asigură, nu acordă siguranța străzii și nici măcar a caselor. Dar acea limită de plus 46, da. Ce trebuie să vă spun este că nici noi, administrația publică locală, nu am stat cu mâinile în sân. În această perioadă ne-am adresat Ministerului Dezvoltării Companiei Naționale de Investiții, prin care să solicităm sprijin financiar de relocare a rețelei de canalizare. aceea nu mai trebuie să fie amplasată pe strada Dunării, așa cum era ea amplasată, ci într-o altă locație. Raja Constanța, societate comercială, societate pe acțiuni care uh, execută proiectul, comandă, pentru că dumnealor sunt specialiștii, rețelele sunt predate către, uh, în exploatare și administrare către Raja Constanța și sunt uh, cei mai uh, îndreptățiți să cunoască aceste proceduri. Bineînțeles că și aceste proiecte trebuie achitate ca și execuția lucrării de uh, relocare a acestei uh, rețele. Uh, vreau să vă spun că este vorba de uh, încă stații de pompare a apelor uh, uzate și că toate acestea sunt valo constituie valori pe care administrația publică locală nu le poate realiza singură, indiferent câtă voință ar avea de a putea ajuta uh, acești proprietari de case. Este ușor să spui uh, mai bine să le, să le exact, dăm alte terenuri. Exact, care au muncit o viață pentru exact. a construi o casă acolo. Ce soluții s-au găsit pentru relocarea lor mai au ei încredere în promisiunile politicienilor? Din păcate, din păcate, trebuie să spun că încredere nu mai au. Din păcate, trebuie să spun că nu e atât de ușor să spui, uh, nu, domnule, decât să investim în uh, uh, consolidarea malului, mai bine să găsim o altă locație de teren unde să repartizăm oamenilor primăria, să repartizeze oamenilor teren uh, și să construim casele oamenilor cu fonduri alocate, tot de la guvern, că doar nu se poate de la primărie. Ei, ori vă imaginați că sunt oameni care au ajuns la anii pensionării, sunt oameni care uh, au plecat de la Constanța tocmai pentru a călca pe pământ, pentru că au în familie diferite probleme și am o familie pentru care, uh, sincer, și mie uh, privesc cu durere în ochii acelei mame care e disperată că fetița dumnea ei nu poate să stea în curte, în aer, acum stă, dar nu în curtea dumneaii. Uh, a plecat de la bloc tocmai pentru că nu, nu poate, având un uh, grad de handicap, nu poate să stea la bloc. Nu poate să urce treptele, nu poate să urce nici în lift nu se poate urca și atunci uh, am uh, a găsit soluția să cumpere o casă la Cumpăna uh, nu are nicio vină dumnea ei și cum nu au nicio vină uh, niciunul dintre locuitorii de acolo eu încă o dată vreau să-i um, asigur pe locuitorii Comunei Cumpăna care locuiesc în această zonă că nici pe departe zvonul care de două zile circulă în comună, o sută de case vor fi rase de pe sat, în fața pământului și vor fi mutate în altă locație. Vedeți, sunt oameni care se hrănesc cu această răutate, pot să o numesc. Sunt oameni care se bucură când, când văd în fața lor semeni disperați. Pentru că toți oamenii care locuiesc în acea zonă nu pot să vă spun altfel decât disperare. Acum două săptămâni am avut întâlnire la solicitarea dumnealor la nivelul Consiliului Județean Constanța, unde ne-am întâlnit cu domnul președinte al Consiliului Județean și nu doar eu reprezentantul vremelnic al comunei, ci din cei 26 de semnatari au fost prezenți 11, program, la ora 9 dimineața, programul de lucru nu le-a permis să fie prezenți acolo și au pus întrebări și au uh, vrut garanții că această lucrare va continua. Au primit garanția că această lucrare de consolidare a malului va continua și că dumnealor, dumnealor vor avea casele salvate. Este nu doar o dorință a mea, pe care eu o rostesc aici. Vă imaginați că altceva nu pot oferi oamenilor ca să fie o garanție scrisă. Că spune primarul, primarul nu are puterea de a consolida malul stâng. Primarul a mers doar să, uh, lângă umărul directorului ACN-ului, de a solicita sume de bani necesare pentru a grăbi efectuarea acestor lucrări. Banii nu veneau la primăria Comunei Cumpăna, ci veneau în Visteria ACN-ului, care să poată să continue lucrările de consolidare. Repet, această vreme despre care dumneavoastră ați amintit, vremea ploioasă, este bună pentru agricultură, pământul are apă după seceta pe care am avut-o, însă pentru noi, pentru locuitorii din zona canalului Dunăre-Marea Neagră, porțiunea nu doar de 250 de metri lungime cât era inițial conform măsurătorilor expertului, ci astăzi pe o lungime, deci de-a lungul străzii, de-a lungul canalului, pe 380 de metri lungime, adâncime având 50 de metri. Acesta este perimetru care este supus atenției și evoluției Urmăresc specialiștii evoluția în timp a acestui pământ argilos, unde este ajutat de multiplele izvoare, pânza freatică fiind în anumite locuri la suprafață. Însă, tot în acea zonă, și spun locuitorii au forat fântâni acum 20 de ani, acum 30 de ani, la adâncime de 18 metri, 16, iar cea mai mică fiind cea de 12 metri. Deci nu e chiar atât de, la suprafață. Este o problematică gravă a comunei noastre și nu doar a comunei noastre și a celora care răspund subliniez de destinele lucrărilor de consolidare al malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră. Am acceptat și ideea, sunt fel și fel de variante, fel și fel de cercetări, se dorește un sapi spășitor, de ce s-a prăbușit canalul? Păi vedeți că s-a construit prea aproape de linia de siguranță, nu, nu era pe linia de siguranță a canalului Dunăre Marea Neagră. Păi vedeți că nu toate locuințele au avizul ACN-ului. Avem cartierul rezidențial, cartierul rezidențial Del Sole, în localitate, care se află, amplasat și mai aproape de malul canalului, care au aviz de la. Uh, ACN am solicitat uh, certificat de un certificat de urbanism aviz doar persoanelor juridice nu și persoanelor fizice care pur și simplu și au construit o locuință fără să aibă uh, aspect uh, să aibă uh, profil comercial sau de industrial sau de prestări servicii, obiect de activitate, deci decât locuință. Vedeți dumneavoastră, este ușor a face rău. Este ușor a căuta a căuta vinovații. Este mai greu să ne dăm mâna și cu tot sufletul, cu toată credința și cu toată știința noastră, fiecare în dreptul său să contribuie în a realiza această uh, lucrare. Nu pentru astăzi, nu pentru mâine, ci pentru zeci de ani, așa cum a fost consolidat celălalt mal, malul drept al canalului Dunăre Marea Neagră, acesta fiind betonat încă dinainte. Dacă ar fi captate izvoarele de apă și dirijată, dirijate, acestea să fie captate și dirijate spre canal Dunăre Marea Neagră și abia apoi să se efectueze acei piloți din așa cum i-a proiectat specialistul, cu siguranță noi am putea salva nu doar cele 27 de case, ci cele 8 case, cele care se află în prima linie a dezastrului. Sunt convinsă că veți găsi soluții și cât mai rapid pentru acești oameni. Nu eu, specialiștii. Însă, eu doar să pot să adun oamenii specialiștii ei, să, fie, da, să fie cei care să ne vină în ajutor și decidenții. Pentru că există decizie și administrativă din punct de vedere al banilor, Ministerul Finanțelor, Guvernul României, deci și politică, decidenții. Uh, și politic și administrativ trebuie să-și dea mâna și să poată să salveze, uh, dacă vreți, uh, casele oamenilor care nu sunt altceva decât munca de o viață, exact. acoperișul de deasupra capului. Doamna Găju, cu privire la capitolul infrastructură, cum stă localitatea acum până la acest capitol? Știu că a cerut acces la autostradă. În ce stadiu sunt lucrările în acest moment? Hei, doamne, accesul la autostradă l-am cerut de acum 10 ani nodul de descărcare de pe autostrada A4 pe teritoriul Comunei Cumpăna nu este un moft al primarului Mariana Gâju. Este o necesitate. Unii, exact, este o necesitate. Unii așa au interpretat. Este un moft. Ce trebuie la o localitate așa de mică uh, să aibă nod de descărcare pe autostradă? Că nu toate localitățile au acces pe autostradă. Deci eu am vrut să spun că aceia sunt oameni nejudecați. Sunt oameni care nici măcar n-au coborât să calce, să intre în comuna Cumpăna și să vadă că aceasta nu are decât o singură cale de acces. O singură cale de acces fiind DN39E, care trece peste un pod, îl putem numi podeț de acum, un, un sens dus, un sens întors, Constanța Cumpăna, nici măcar să fi fost pe două sensuri și care, și care, la cei 16.000 de locuitori cu domiciliu stabil în Cumpăna, plus cei peste 2.500 care deja, și cred că a depășit această cifră, care locuiesc 365 de zile pe an în localitate, au au dreptul la un transport civilizat. Transport civilizat cu propriile autoturisme. Dimineața, la sensul giratoriu de la întâlnirea 39 e cu 39, DN39, există timp de așteptare între 17 între 17 și 20 de minute și nu exagerez la orele de vârf. Și cei care sunt navetiști pleacă la ora respectivă. Sunt oameni care spun: Dacă n-am plecat la 7 și 10 din casă și am plecat la 7 și 20, am pierdut să pot ajunge la 8 fix la Constanța la serviciu. Lăsăm la o parte că noi avem de suferit, că, pentru că pe acest uh, mal stâng al canalului nu mai avem cale de acces. Ni se interzice având în vedere această prăbușire și nu ai cum să realizezi o altă cale de legătură. Au fost vreo 5 ani de zile până când am reușit să facem legătura din 39 e, prelungirea Meșterul Manole și să ieșim în strada Meșterul Manole din kilometru 5. 5 ani, nu exagerez. Bine că locuitorii comunei cumpăna unii care nu mai au încredere în ceea ce spune, nu doar primarul, proiectele pe care le promovăm, Pa avem postaci specialiști toată ziua pe rețelele de socializare care nu spun decât, nu v-am spus eu, campanie electorală, propagandă, minciună. Deci numai atât. Vă dați seama că eu dacă aș fi stat să mă iau doar de pe acele înscrisuri și doar pe acele postări, ar fi însemnat să nu mai facem nimic. Dar noi ne vedem de programul nostru, de planificarea noastră, de planul de achiziții publice și îl urmăm pe acela. Astfel, pe data de 22 septembrie 2020, a fost semnat la București de către reprezentanții CNAIR și firma Sărci proiectarea studiului de fezabilitate a nodului de descărcare pe teritoriul Comunei Cumpăna, 22 septembrie. În luna octombrie, Consiliul Județean cere primăriei Comunei Cumpăna Aviz pentru varianta de ocolire, varianta alternativa a Aceea fiind o altă proiectare de rețele de uh, autostrăzi care să uh, fluidizeze traficul, să-l descongestioneze pe cel de pe podul Agigea și să facă un nou pod peste canal Dunăre-Marea Neagră. Ori pentru acel nou pod e nevoie de alte rețele de autostrăzi. Și acela s-ar fi dorit să fie tot pe teritoriul Comunei Cumpăna. Ei, vă imaginați că până la data de octombrie noi nu știam de această existență. Și a fost firesc să punem condițiile acelea și zice, nu, e mai nevoie, nu mai e nevoie de nodul de descărcare de la Cumpăna. Că știți, veți urca pe aceste rețele bineînțeles că n-am stat cu mâinile în sân și că noi nu putem să fim de acord ca această comună care a pierdut de-a lungul zecilor de ani încă de la construirea canalului Dunăre Marea Neagră, satul Straja a fost ras de pe fața pământului, locuitorii acestui sat au fost rămutați la cumpăna, deci mii de hectare, iar mai nou, iar mai nou, 2760 de hectare a pierdut comuna cumpăna pentru realizarea nu doar al canalului Dunăre Marea Neagră, al autostrăzii A4, pentru că și atunci locuitorii comunei Cumpăna, terenul tot este al locuitorilor, iar acum venea mai nou, veneam mai nou, cei trebuie cumpenei cu nodul de descărcare pe teritoriul comunei? Să-i mai iau 160 de hectare fără să aibă acest nod de descărcare. Ei, vă dați seama că în urma discuțiilor multiple purtate și la nivelul de area ului Constanța, Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, la nivelul cnairului. Da, la Compania Națională de Drumuri, la nivel de București, Ministerul Transporturilor, au fost semnate contracte de colaborare, acorduri de finanțare, semnate de ministrul actual al Ministerului Transporturilor, de reprezentanții CNAIR-ului, cu realizarea, deci continuarea studiului de fezabilitate pentru care s-a semnat un contract de finanțare de către CNAIR pe 22 septembrie 2020, acela continuă să execută și realizarea celorlalte rețele propuse alternativă techeriol, pentru care, pentru care mâine la ora 15 avem Proprietarii de teren, v-am spus, sunt puțini, sunt locuitorii comunei, sala mare a Căminului Cultural ne permite să respectăm regulile distanțării și să o facem întâlnirea, dezbaterea publică fizic pentru a explica reprezentanții CNAIR-ului care vor fi prezenți, au confirmat prezența la Cumpăna, precum și de ul Constanța să le, să le explice proprietarilor de teren ce înseamnă această investiție de nivel național, nu este doar pentru regiunea noastră de dezvoltare a sud-estului județului, ci este de interes național. Totodată, în localitate, avem o altă lucrare, o altă investiție majoră, este aceea de extindere a carosabilului 39E, pe care noi, deja din data de 20 iunie 2020, am înaintat nota de fundamentare către CNAIR. Ne-a fost acceptată această notă în luna octombrie 2020. Și, pe baza acestor parteneriate, se lucrează și la proiectul pentru această extindere. Nu știm dacă reușim să facem extinderea pe patru benzi. Specialiștii prezenți la fața locului ne-au demonstrat că nu există spațiu necesar între casele cu blocurile construite și suprafața pe care noi o avem, având în vedere că ne dorim ca pe această șosea să existe în același timp și o pistă de biciclete, dar bineînțeles că să ne rămână canalizare pluvială pentru că noi nu avem de-a lungul șoselei și în același timp Uh, cum se spune, șofâșie de spațiu verde, fără a, avea, fără a avea verdeață, fără a asigura și acest ozon pentru locuitorii Comunei Cumpăna, nu se poate. De, cum vor spune specialiștii, parcările noi de-a lungul șoselei, de-a lungul anilor, am construit în porțiunea de centru, în porțiunea blocurilor, um, parcări în formă de spic, care ocupă loc. Să vedem ce ne spun proiectanții. Astăzi se poate face și parcare liniară, se poate face. Sunt foarte multe familii care dețin în proprietate două, trei mijloace de transport, deci autoturisme. Este foarte bine că populația e bogată, când populația e bogată și Comuna are un grad uh, ridicat. De, ridicat de confort, absolut. Uh, Dar avem însă foarte mult în ceea ce privesc celelalte proiecte de infrastructură. Proiecte care ne sunt necesare. Uh, vorbeam cu fiul meu uh, mergând în comună că mă ajută în sensul de uh, a avea ideile tinerilor și tot și îmi spunea uh, mami tu trebuie deja să reiei anumite străzi deja la uh, reabilitare străzi pe care noi executăm uh, astăzi prin programul operațional Infrastructură mare, lucrări de canalizare, extindere a rețelelor de canalizare, lucrări de extindere, reînnoire a rețelelor de alimentare cu apă, branșamente la locuințe acest proiect POIM prevede finanțarea realizării din fonduri europene a branșamentelor, ceea ce este un ajutor foarte mare pentru populație. Nu toate proiectele au avut finanțarea asigurată pentru efectuarea racordurilor, a branșamentelor. E, aceste extinderi de canalizare, de alimentare cu apă, creează disconfort, distrug străzile care erau asfaltate. Chiar dacă din banii proiectului sunt prevăzute aducerea, terenului a străzilor la starea inițială însă mai durează. Și așa că pe vreme ploioasă, pe vreme se creează noroiul, se creează uh, sunt străzi care sunt uh, unde se efectuează aceste lucrări chiar numai din pământ și uh, vă dați seama uh, cum se întinde și pe celelalte străzi. În calitate de vicepreședinte la nivel național al Asociației Comunelor din România, ce părere aveți despre faptul că mai multe primării din România sunt amenințate cu executare silită de companiile de energie eoliană? Cum s-a ajuns în această situație? Noi cunoaștem această problemă, filiala județeană Constanța Asociației Comunelor din România, prin avocații pe care i-au avut angajați colegii primari la unitățile administrativ-teritoriale, Județul Constanța, numai Județul Constanța are 16 primării pe teritoriul cărora terenuri arabile sunt amplasate aceste turbine eoliene. Companiile care dețin aceste eoliene au plătit în perioada 2012-2017, au plătit taxe și impozite aferente construcțiilor turbina pe care i-a plasat -ă, propriu zis, fiind considerată construcție, face parte din uh, uh, categoria construcții și atunci au plătit aceste uh, taxe și impozite aferente. Legiuitorul vine însă uh, și Îndreaptă o greșeală făcută în urmă, din, deci din 2012 până în 2017, o îndreaptă abia începând cu anul 2018, de când, într-adevăr, companiile de eoliene sunt obligate să plătească taxa aceasta. Însă, dumnealor, e firesc, puternici, puterea financiară îți creează posibilitatea să angajezi case de avocatură care să câștige în instanță. Și acum. Curtea de conturi să vină și să impună administrației publice locale să plătească între 3,6 milioane de lei până la peste uh, 16 milioane de lei. Păi aceasta înseamnă că primăria respectivă pune lacătul pe ușă și a închis. Nu mai poate să realizeze nimic. Tocmai de aceea. Filiala județeană Constanța a Asociației din România a semnalat această problemă gravă atât guvernului, Ministerului Finanțelor, Secretariatului General al Guvernului, dar și Ministerului uh, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Publice Locale, care uh, să poată uh, să întreprindă demersurile pentru găsirea unor soluții Corret. ca aceste administrații publice locale și la nivel național sunt 200. 200 deci nu sunt mai puține. Iar în Dobrogea sunt 17 primuri în această situație. 22 sunt Constanța și Tulcea. Corect. Constanța are 16 asemenea probleme, 16 unități administrative cu problemele acestea. Vă imaginați că trebuie să fim uniți. Tocmai acesta e rolul Asociației Comunelor. Nu ne ducem să ducem proiecte la comunele noastre. Sunt 59 de comune, dar să găsim modificări, să milităm pentru modificări legislative care să vină în sprijinul administrației publice locale, da. Și spuneam că. Avocatul pe care filiala județeană l-a și angajat pentru uh, mai multe probleme cu care se confruntă comunele județului Constanța a avut întâlnire la București atât cu reprezentantul, cu președintele Asociației Comunilor din România, Emil Drăghici, uh, care deja a întocmit document după ce au vorbit cu Comisia uh, Buget de la nivelul Ministerului Finanțe, uh, Finanțelor ca să se găsească o soluție. Am avut o întâlnire pe 100 data de, de milioane de euro este suma corectă? Da, de, este bine. Da. De unde de să Deci vă imaginați că nu au de unde să plătească administrațiile publice locale. În data de 16, nu 12 martie am avut întâlnirea filialei județene Asociației Comunilor din România, unde l-am invitat pe domnul director al uh, Curții de Conturi Constanța, i-am uh, relatat această problemă, uh, l-am rugat ca și dumnealui să acorde uh, sprijin înaintând adresă și spre Curtea de Conturi uh, a României uh, să nu clemență că o hotărâre a instanței rămasă definitivă trebuie pusă în aplicare, dar și dumnealor să înțeleagă că în acest moment, uh, legisla... noi Cerem un timp în care să dovedim că nu avem de ce să pierdem, și că trebuie să aibă viață administrația comună respectivă mai departe și să se găsească o soluție la nivel național. Eu sunt convinsă, la fel ca și în problemele mele grave, cum spuneam, de canal Dunăre Marea Neagră, acolo unde există voință și politică și administrativă se poate rezolva. Se găsesc soluții. Absolut, Domnule, se găsesc soluții. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această seară în emisiunea Echidistant. Doamnelor, domnilor, atât deocamdată. Ne revedem și mâine. O seară excelentă!